venit la podcastul Casă pe Piatră, unde îți facem cunoștință cu soți, soții, tați, mame și oameni inspiraționali din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți împărtășească perspective noi, soluții și sfaturi. Împreună cu mine îmi doresc să redescoperi bucuria vieții de zi cu zi în familie și să întărești fundația căsniciei tale. Sunt Teodora Oșan. Pregătiți? Să începem! Salutare! Acesta este episodul 11 despre cum gestionăm împreună banii familiei noastre. Banii sunt un subiect extrem de prezent în viața unei familii, discutat poate tot timpul în casă sau, dimpotrivă, un subiect marginalizat și ignorat. Indiferent de situație, e încărcat de emoții, frici, obișnuințe și sunt foarte recunoscătoare că am alături de mine o persoană extrem de pricepută în domeniul educației financiare și al banilor, Adriana Sultanie, care este trainer, speaker și antreprenor și ajută prin cursurile și produsele sale mii de români, angajați de companii, cupluri, părinți, să evite greșeli scumpe și dureroase. El a experimentat pe propria piele că lipsa de educație financiară este extrem de scumpă, atât din punct de vedere financiar, dar și emoțional și relațional. Adriana Sultanie vorbește despre bani în diferite emisiuni la TVR1, Realitatea, Ziarul Financiar, diferite posturi de radio, pe canalul său de YouTube sau podcastul Viața și Banii. Stai cu noi până la final, chiar dacă nu ești căsătorit încă, îți promit că merită fiecare minut și o să afli cum povestim despre bani în cuplu, cum ne înțelegem pe noi și impulsurile noastre, de ce merită să ții bani împreună și cum arată exact să facem împreună un buget comun. Probabil că sunt așa de entuziasmată de tema aceasta pentru că în familia noastră, eu și soțul meu ne-am raportat dintotdeauna un pic diferit la bani și nu odată a fost motiv de dispute din cauza obiceiurilor diferite și tocmai pentru că am fost ani în șir în căutare de soluții care să ni se potrivească, faptul că l-am descoperit pe Adrian a fost pentru mine personal ca și cum aș găsi o mică comoară, pentru că soluțiile propuse pentru cupluri mi se par nu doar potrivite și simple, dar le văd valoarea enormă datorită propriilor mele lupte. Nu mai lungesc vorba că aș putea vorbi non-stop despre cât de important și util e ce urmează. Adrian, bun venit la podcastul Casă pe Piatră! Bine te-am găsit, Teodora, mulțumesc și eu pentru invitație și salutări tuturor celor care ne ascultă. Înainte de a trece în tema de azi, aș vrea să spui tu ascultătorului nostru mai multe despre tine și să te prezinți pe scurt. Am 45 de ani, sunt căsătorit, am două fete de 13 și 15 ani. Călătoria mea în educație financiară a început târziu, din păcate, și a început de nevoie și nu de voie. Criza din 2009-2008 ne-a dat cu capul de toți pereții. Practic, într-un an și jumătate, la momentul respectiv, am adunat datorii peste 200.000 de euro la tot felul de oameni, la prieteni, la rude, la vecini, la cămătari, la bănci, la taxe la stat, în tot felul de locuri, ca să susținem un business care nu mai mergea în criza respectivă. Am făcut o grămadă de greșeli financiare, zic eu că până la 45 de ani le-am făcut cam pe toate, mai puțin jocurile de noroc, m-a ferit Dumnezeu de chestia asta, dar în rest, cu siguranță că le-am făcut pe toate. Abia în momentul în care s-a pus problema să ne vindem casa pentru a plăti toate aceste datorii, atunci a fost momentul în care am zis, cred că facem niște lucruri greșite, hai să vedem cum se fac de fapt, hai să învățăm și noi cum e treaba cu banii ăștia, pentru că, așa cum ziceai și tu, petrecem, eu zic, aproape 80% din timpul nostru treaz, de când ne trezim dimineață până ne culcăm seara, 80% din timpul ăsta activ e dedicat banilor, cumva. Ori să-i produci, ori să-i cheltui, ori să-i economisești, ori să investești, ori să te înțelegi sau să te cerți cu nevasta de la bani, ori să faci pentru copii care are legătură cu banii. Deci atât de mult din viața noastră are legătură cu banii. Da? Nu ne învață nimeni, nici pe la școală, nici pe acasă, uneori nici pe la firmă. Sau... ușor, ușor au început lucrurile să se mai schimbe. Și asta încerc să fac și eu, să pun numărul, astfel încât mi-aș dori eu cât mai mulți oameni să nu repete greșelile pe care le-am făcut eu, pentru că e foarte scump și e foarte dureros să înveți din greșelile tale financiare. E ceva mai simplu și mai ieftin să înveți din greșelile altora. Și atunci am pornit în călătoria asta, care s-a transformat în o mulțime de activități și de cursuri și de produse pentru copii, dar și pentru cei mari, și de a învăța odată pentru totdeauna să vedem ce facem ca să fim mai înțelepți financiar, în primul rând. Asta îmi doresc și eu în următoarea oră, să aflăm de unde să începem ca și cuplu, pentru că noi
Asta vrem și la podcastul Casă pe Piatră, să creștem o cărămidă mică în fundația casei noastre, să punem cu fiecare episod și cu fiecare temă și cu fiecare invitat. Și, cum ziceai, subiectul banilor e foarte, foarte prezent în viața de cuplu. Și atunci, de unde începem? Pentru că asta mi-aș dori astăzi, să povestim lucruri concrete. Am și întrebări de la ascultătorii podcastului pe care o să le adresez pe parcurs. Da, păi de unde să începem? Că asta am căutat și eu să înțeleg. Care e ordinea corectă atunci când vrei să te organizezi financiar? Pentru că de multe ori oamenii când aud de educație financiară ori se gândesc la niște vânzători de produse, cineva care vinde asigurări sau cineva care vinde credite sau cineva care vinde cine știe ce. Alte ori oamenii când aud de educație financiară cred că e vorba doar despre investiții, cum facem să mulțim banii, că e cripto, că sunt imobiliare, că sunt mai știu eu ce, deci zona de investiții. Când în realitate educația financiară e mult mai complexă decât ne imaginăm și, după părerea mea, are o ordine firească, adică lucrurile ar trebui făcute într-o anumită ordine. Și asta, practic, am încercat eu să fac în aproape 7 ani de zile de când țin cursuri pentru adulți, dar și pentru copii, să creez un sistem care, în primul rând, să-l folosesc eu, să văd că e bun și că produce rezultate și după aceea să-l împărtășesc și cu ceilalți în încercarea de a ne organiza puțin. Și sistemul ăsta pe care eu îl folosesc are 7 pași. Ce e important de înțeles este că sistemul depinde întotdeauna de fiecare dintre noi, adică în centrul sistemului se află întotdeauna propria persoană sau cuplu, familia respectivă, pentru că deciziile ei le vor lua, nu a Soltanie sau nu mai știu eu ce alt autor de educație financiară, voi le veți lua la voi acasă stând de vorbă sau, din păcate, nestând de vorbă, iar consecințele tot voi o să le suportați, că nu o să le suport eu. Deci ăsta e un lucru foarte clar de înțeles, responsabilitatea este întotdeauna la fiecare dintre noi. E, și ăștia 7 pași, pe care o să vi spun pe scurt acum și poate îi detaliem ulterior, ar fi, primul pas este să ne înțelegem pe noi mai bine, adică să înțelegem ce personalități financiare avem. Și studiile arată că ne împărțim cumva cam pe 4 personalități financiare, cam așa ne setăm foarte devreme în viață. Deci din copilăria cea mai fragedă, da, până în 5, 6, 7 ani, eu pot să confirm, întâlnindu-mă cu copiii de clasa 0, de grădiniță, de copii micuți, pot să confirm faptul că ei deja la 5, 6, 7 ani, chiar și atunci când au pe mână niște fise, niște, da, se joacă, e mai mult în joacă, ei bine, ei deja au formate niște convingeri legate de bani, au niște obiceiuri deja, se joacă cu fisele de un an de zile, dar el deja face lucrurile într-un anumit fel, iar aceste lucruri le va face așa aproape toată viața. Și asta o să-i dea personalitatea financiară. Există 4 personalități financiare, este spenderul, da, o fire mai cheltuitoare, care este mai sensibilă la stimuli pe care îi vede, că e vorba de o reclamă la televizor sau de o postare pe Instagram sau de o vitrină frumos colorată și amenajată care îi face poftă sau pur și simplu se plimbă printre rafturile unui supermarket care are mii de produse și deși săracul intrase să cumpere niște pâine și niște lapte, umple coșul cu tot felul de obiecte pe care le-a găsit pe acolo, acesta este spenderul. Așa funcționează mintea lui și o să-l recunoaștem cel mai des pentru că el vorbește într-un anumit fel. El este cel spenderul, e cel care zice mai des chestii precum parcă mi-e poftă de ceva bun, parcă aș vrea ceva nou, m-am săturat de astea vechi, parcă mi-aș dori și eu ceva mai deosebit, mă vreau și eu ceva mai altfel, da? Merit și eu ceva mai special. Ei bine, așa funcționează mintea lui. Poftă, plăcere, dorință. Mi-e poftă, mi-ar plăcea, mi-aș dori, merit și eu. Așa gândește el. A doua personalitate este saverul, da, sau economul. Economul nu are această tentație permanentă, da? Zici că are un scut protector așa și ofertele speciale, reclamele așa, nu prea ajung la oamenii ăștia, la acești saver. Și gândiți-vă dacă sunteți cumva sau dacă aveți în jurul vostru oameni care atunci când au de luat o decizie financiară zic chestii precum bă, dar nu prea am nevoie de fapt de așa ceva, nu prea îmi trebuie, dar oare merită să dai atâția bani pe chinezăria asta? Da? De ce? Sistemul lor de valori și de obiceiuri este în cu tot o altă direcție, adică primul era cu pofta, dorința, plăcerea, saver-ul este cu îmi trebuie sau nu îmi trebuie, am nevoie sau nu am nevoie, da? Merită sau nu merită, complet diferit. Și evident că dacă într-un cuplu ai unul din ăla și unul din ăla, unul cu pofta, unul cu nevoie, inevitabil apar perspective diferite,
posibilitate de conflict și așa mai departe. Când ziceai de spender și saver într-o relație, că unul s-ar putea să fie așa și așa, și chiar da. Povesteam cu soțul meu legat de asta, că e și comparat cumva, adică dintre doi, unul e așa sau așa, dar dacă compar cu ceva din exterior, eu nu cheltui chiar atâția bani și atunci depinde cu ce compari, nu? Nu știu dacă... Pentru că suntem în cuplu, ne vom raporta unul la altul, da? Adică evident că dacă ți iei repere din extern, întotdeauna un spender va găsi pe unul mai spender decât el. Prin comparație, eu zic, păi stai că față de vecinul de la 3, eu sunt mic copil, adică eu sunt foarte cumpătat, dacă ai ști tu ce face ăla. Dar în cuplu ar trebui să ne raportăm unul la celălalt și de obicei vor fi unul de un fel. Și în fel, dar nu se termină aici, pentru că mai avem o personalitate, mai avem încă două. Okay. A treia, și este cea mai frecventă în România, din miile de oameni cu care m-am întâlnit eu, sunt avoiderii, se numesc ei în engleză, sau inocenții. Sunt cei care nu vor să știe cum stau din punct de vedere financiar. Da? Mm-hmm. N-au un buget și nici n-au chef să-l facă, nici n-au răbdare. Poate că soțul sau soția le zice, hai mă să ne apuc, hai să socotim și noi să vedem ce bani avem, pe ce se duc. Și zice, da, lasă, dragă, în weekend, la anul, la vară, când o să... Da. Niciodată n-are timp, n-are chef de așa ceva. Ăștia sunt avoiderii. N-au un buget, nu se uită pe un extras de cont, nu citesc nici măcar un contract cu atenție, nu citesc un contract, deși semnează ceva pe 30 de ani, adică o decizie foarte mare, foarte importantă. Cum îi recunoașteți pe avoideri? Sunt cei care zic chestii precum... E, lasă că vedem noi când ajungem acolo, o să ne descurcăm noi cumva, o să fie bine, stai liniștit, că nu o să mi se întâmple tocmai nouă, adică nu se poate așa ceva, da? Ei bine, așa trăiesc acești oameni, așa văd ei lucrurile și viața, poate că uneori în copilărie au fost salvați de cineva, când au intrat în vreo situație, în ceva, a venit mami sau tati sau bunica și i-a salvat, i-a scos la mal cumva și atunci ei și-au creat această convingere că nu, chiar dacă o să vină vreo problemă în viitor, ne descurcăm noi, o să apară cineva magic care o să ne scoată la mă. Dar ei așa iau deciziile, da? Cu optimismul ăsta că dacă o să fie ceva, vedem noi atunci. Iar a patra personalitate este călugărul financiar. Călugărul financiar sunt oamenii care au convingeri negative despre bani. De asemenea, preluate din copilărie sau din educația de acasă sau din mediul lor. Sunt cei care spun chestii precum banul e ochiul dracului, rădăcina relelor, strică omul, bogații sunt nașpa, sunt hoți, sunt lacom, sunt corupți și așa mai departe. N-ai cum să te îmbogățești dacă nu furi, chestii de genul ăsta. Și ăsta e un întreg sistem de valori prin care îți vezi viața mai departe și decizii cu bănuții. Deci primul pas ăsta ar fi să ne înțelegem pe noi înșine. De exemplu, la mine în familie, eu sunt spenderul. Da, paradoxal, țin cursul de educație financiară, dar eu sunt cel mai impulsiv și cel mai cheltuitor. Soția mea este saver. Pe mine m-a ajutat foarte mult când am conștientizat faptul că sunt spender și că am o problemă cu banii. Atunci, de exemplu, am înlocuit cardul de credit cu cash sau cardul de debit chiar cu cash, pentru că e mult mai simplu. Când ai 200 de lei în buzunar, este mult mai simplu să zici, trebuie să mă încadrez în banii ăștia, nu pot să cheltui nici 250, nici 300, nici 500 pe care să-i dau înapoi în rate în următorii 24 de luni sau mai știu ce. Deci cash-ul te ajută să te organizezi ceva mai bine, să conștientizezi cum pleacă banii mai repede. Și iarăși mi-am dezvoltat câteva mecanisme, de exemplu, dacă am de cumpărat ceva sau îmi apare vreo tentație peste 300 de lei, mi-am fixat un sistem în care dacă e peste 300 de lei, nu cumpăr pe loc. Revin a doua zi sau a treia zi sau a patra zi. Ce se întâmplă este dispare impulsul de moment. Iar a doua sau a treia zi o să zic, da? Păi ce să fac eu cu chestia? Adică poate vi s-a întâmplat și vouă să vă treziți a doua sau a treia zi, să vă uitați și să vă gândiți, dar oare de ce am cumpărat eu bor mașina asta de 500 de lei? Că eu nu prea dau găuri pe-n casă, am luat-o că era drăguță și că părea interesantă, dar în realitate nu o să o folosesc aproape niciodată. Da, e valabil pentru bormași, pentru pantofii rămași nepurtați, pentru haine care rămân cu etichetele pe ele, da, tot felul de lucruri pe care le-am luat pentru că arătau frumos în vitrină, erau la ofertă, erau foarte drăguți. Dar când dispare magia aia, zici, iarăși am cumpărat chestii pe care nu o să le folosesc. Asta este impulsul la spender. Ce e foarte important de înțeles, dragilor, atunci când vorbim de personalități diferite, este... Puteți să vă uitați la aceste diferențe ca la un motiv permanent de scandal. Da? Deci aceste diferențe în cuplu pot fi
percepute și abordate ca și când tot timpul am pe cineva în coasta mea care nu mă lasă să fac ceva. M-am săturat ca partenerul, soțul, soția să-mi dea peste mână, să nu mă lase, să mă întrebe de ce am făcut asta. Sau să, da? Deci puteți să o vedeți și așa și atunci evident că veți avea un scandal permanent sau puteți să vedeți lucrurile cum am început eu să le văd, din păcate cam târziu. Bă, nu cumva partenerul meu de viață este lângă mine tocmai ca să mă echilibreze? Ca să-mi ajute puțin direcția și să nu, pentru că altminteri vă zic, dacă n-ar fi soția mea care să mă mai întrebe de bani, care să mai mă calibreze puțin, probabil că în mintea mea aș face greșeli și mai mari sau din ce în ce mai mari. De fapt, asta e una din principalele cauze ale problemelor din criza din 2009-2010, pentru că eu făceam lucrurile de capul meu. Plecând de la ideea, e firma mea, tu ești acasă, nu te interesează sau nu te pricepi tu la din astea cu afacerile, bărbatul e... Da? De ce să mă sfătuiesc eu cu soția legat de dacă mă împrumut sau nu mă împrumut, dacă fac un proiect pe pierdere sau nu? Cu siguranță că soția mea, înainte să ajung la 2000 de euro datorii, mi-ar fi rupt urechile. Dar eu de capul meu m-am dus pe cărarea asta foarte, foarte departe și evident după aceea a venit corecția serioasă. Deci v-aș recomanda să schimbăm puțin perspectiva din... Am lângă mine pe cineva care mă tot frustrează și mă chinuie, de fapt am pe cineva lângă mine care mă ajută. Și mare atenție, că și pe un saver, dacă are lângă el un spender, îl ajută, pentru că un saver n-ar face decât să pună bani deoparte. Și se întâmplă următoarea chestie cu acești economi foarte concentrați așa. De multe ori îi regăsesc, pe la vreo 45-50 de ani, cu idei precum... Adrian, dar tu știi că eu toată viața mea n-am făcut nimic pentru mine, eu numai pentru copii am muncit și eu numai pentru casă și eu n-am fost niciodată nicăieri, n-am avut o vacanță ca lumea, eu nu mi-am cumpărat niciodată nimic. Da? Și din păcate e tristă frustrarea asta, să vezi la 50 de ani, nu mai zic că în unele cazuri frustrarea pocnește într-o direcție sau alta, adică oamenii fie divorțează ca să-și trăiască viața, să descopere magia tinereții pe care n-au trăit-o sau... Nu știu, își cumpără motociclete, fac chestii riscante, se duc în vicii, da? Pentru că simt nevoia asta că bă, n-am trăit niciodată, n-am mi-am făcut nicio poftă și acum că au plecat copiii la facultate și am scăpat, nu mai vreau să scap și de nevastă sau de soț, eu vreau să văd lumea, vreau să călătoresc, nu mai vreau să aud de nimic. Important este să înțelegem că cel de lângă noi este acolo ca să ne ajute. Dacă suntem saveri, să ne mai scoată prin oraș, să ne mai... cumpărăm câte o haină nouă în loc să stăm cu cele de când am terminat liceul, da? Să mergem într-o vacanță frumoasă. În același timp, saverii, dragilor, sunt lângă voi ca nu toți banii să se ducă pe hăinuțe noi și pe vacanțe și pe alte chestii. Echilibrul este extrem de important în zona asta. Deci, practic, dezvoltarea personală poate veni chiar în cuplu, dacă îl vedem pe celălalt ca și partenerul. Și asta vreau să zic, cum prezentai personalitățile financiare și totuși foarte bine că le-ai zis până la final pe cele patru, că cred că m-am identificat și eu acolo printre avoideri care au fost salvați. Cumva, cum ziceai, că din copilărie se formează și mi-amintesc în copilărie când primeam o ciocolată, eu și sora mea, eu repede mâncam ciocolata aia și o ținea până a doua zi și după aia vreau să iau și de la ea. Ce mi se pare interesant, când povesteai de personalități, parcă toată lumea are un minus dintre fiecare personalități și trebuie să tindă spre ceva mai bun. Și atunci, o altă întrebare pe care aveam, dacă doar unul din cuplu e interesat acum de dezvoltarea asta personală și nu amândoi zic, hai să ne gestionăm mai bine finanțele, hai să vedem ce facem cu banii, cum ai recomanda să înceapă? Ok, își dă seama de personalitatea financiară, se regăsește într-unul dintre aceste etichete de personalitate și ce ar trebui să facă dacă e singur? Care sunt următorii pași? Adică dacă nu ai cu cine să colaborezi, n-ai un partener de... sau dacă ești singur pur și simplu? Dacă, nu dacă ești singur, dacă doar pe tine te preocupă asta. De ce? Pentru că am întâlnit între prieteni sau chiar și eu și soțul meu, nu în același timp am fost interesați de
a evolua pe partea asta, hai să ne organizăm mai bine. Și asta văd și în jurul meu sunt persoane în care doar, de exemplu, soția acum e mai interesată, hai să ne ținem cheltuielile, sau în alte cupluri soțul. Și de asta mă gândesc cum recomanzi așa să începem? Poți să începi de unul singur să te dezvolți? Eu zic întotdeauna că banii sunt un sport de echipă. Adică, într-o echipă ai nevoie și de portar, ai nevoie și de apărători, ai nevoie și de atacanți care să dea goluri. La fel și când e vorba de bani. Și asta e partea frumoasă într-un cuplu, că uneori unul dintre ei va fi mai pe economie, mai pe apărare, unul va fi mai dinamic, unul va fi mai pe investiții, chestii poate un pic mai riscante. Da? Deci, întotdeauna de aici vine de fapt compensarea și minusurile unuia sunt plusurile celuilalt și viceversa. Există evident situațiile în care unul este mai interesat de acest subiect, celălalt este mai avoider, da? Nu vrea să știe, el e un pic mai artist, poate e un pic mai, nu vrea să-și bată capul chestia asta. Ce recomand eu este un buget comun și o să vorbim cu siguranță de chestia asta, pentru că este un instrument esențial, indiferent ce personalitate ai sau cum ești, că ești singur, că ai 25 de ani, că ai 75 de ani sau că ești în cuplu, că ai 5 copii sau că ai un copil sau n-ai niciun copil, bugetul personal este esențial pentru înțelegerea banilor. Și modelul pe care eu îl folosesc și îl prezint și la cursul se numește bugetul banilor și al vieții. E un model foarte interesant. Bugetul banilor și al vieții este un exercițiu pe care îl faci poate odată la 6 luni sau odată la un an măcar. Adică nu este un exercițiu atât de epuizant pentru nevoie de care zice și astăzi trebuie să facem liste și să scriem pe hârtie și să notăm acolo, nu. Puțină lume, de fapt, are disciplina asta, ca în fiecare zi să scrie, să calculeze, să adune și să vadă despre ce e vorba. De aceea eu am făcut acest instrument, bugetul banilor și al vieții, pe care aici, măcar o dată la 6 luni, putem să stăm și noi o jumătate de oră să vorbim despre banii noștri și probabil că vei găsi acest moment. Adică orice persoană, dacă ține la relație cât de cât și dacă ține la comunicare și la partener, zice, ok, hai să stabilim și mi-aloc o jumătate de oră să fiu atent și de dragul tău să hai să povestim despre lucrurile astea. Deci bugetul ăsta este cu siguranță o ocazie ca cei doi să stea la aceeași masă, să se uite că după aceea în restul timpului, zi de zi, unul se va ocupa mai atent și celălalt va fi un picuț mai detașat, e ok. Dar aceste momente împreună, din când în când, sunt esențiale. Și o să povestim despre asta ca să vedem ce înseamnă bugetul ăsta al banilor și al vieții și cum puteți să vi-l faceți și voi singuri acasă. Exact, asta îmi doresc foarte, foarte mult să atingem mai în detaliu, doar că eram la cei 7 pași și l-am zis pe primul. Și poate să trecem, cum ziceai tu, prin cei 7 pe scurt. Perfect. Și să vedem ce mai urmează. În primul rând să ne înțelegem pe noi, ziceai. Asta pe noi și pe cel de lângă noi. Exact, da. Decizii financiare luați în fiecare zi, de mai multe ori pe zi. Adică e o picătură chinezească și ori o transformați în ceva valoros și ok pentru voi, ori dacă nu o să fie efectiv o sursă permanentă de stres, de conflict, de neînțelegere și așa mai departe. Al doilea pas este exact ăsta, bugetul banilor și al vieții. Să vă faceți acest buget și o să-l detaliem după ce terminăm, le luăm pe rând și le detaliem pe toate. Al treilea pas este, de exemplu, eliminarea datoriilor. Eliminarea datoriilor înseamnă întâi să le înțelegem, să înțelegem ce datorii avem, să fim conștienți de ele ambii parteneri, adică să știe și soțul și soția ce datorii are familia respectivă, chiar dacă sunt făcute doar de unul dintre ei. Pentru că într-un cuplu de obicei, prostiile pe care le face unul dintre parteneri devin greșelile și problemele amândurora. Da? Deci nu e doar așa că tu ai făcut ceva la tine la firmă acolo și nu mă interesează. La un moment dat se întoarce acasă toată această situație. Deci datoriile să le înțelegem și să vedem cum le eliminăm eficient. Pasul următor este despre economii. Să vedem ce economii, ce bani ar trebui puși deoparte, unde îi ținem, cum îi ținem și pentru ce îi folosim când e să avem nevoie de ei. Multă lume a auzit de pe la părinți sau de pe undeva, dragă, e bine să ai niște bani puși deoparte, că nu se știe. Cred că e mai important să știm mai concret câți bani, pentru ce sunt, unde îi ținem, în euro sau în lei, sunt în cont, sunt la saltea, concret să știm ce să facem. Următorul pas al cincilea este despre creșterea veniturilor. Cum facem să câștigăm mai mulți bani? Că eu cred că e un lucru pe care ni-l dorim cu toții. Da? Și aici sunt câțiva pași firești și naturali pe care ar trebui să facem, dar din păcate multă lume îi face pe dos, adică îi face în sens invers.
și în loc să ajungă la venituri mai mari, din păcate ajungi la cheltuieli mai mari și de multe ori și îndatorii mai mari. Da? Deci ăsta e efectul paradoxal. Că te apuci de un proiect și în loc să câștigi bani cu proiectul respectiv, vezi că îți consumă foarte mult timp, îți consumă foarte mulți bani și uneori ajungi și îndatorii. Pasul numărul 6 este despre investiții. Multă lume, ți-am zis că vine la cursuri de educație financiară încercând să descopere bucata asta, da, de investiții. Mm-hmm. Da, da. Adrian, n-am eu timp de primii pași. E complicat. Mie zi-mi scurtătura, zi-mi care e criptomoneda în care se fac banii, care este acțiunea pe care s-o cumpăr, să iau apartament acum sau la anul, să mai aștept că o să scadă prețul. Da? Deci toată lumea, evident, vrea pilule din astea, vrea o pastilă ca să-și rezolve repede problemele, să crească fantastic. Nu există așa ceva și una din cele mai mari greșeli pe care le poate face un investitor este să înceapă să investească în timp ce banii lui se risipesc, nu are un buget, are datorii, cine știe până câte locuri, nu are economii puse deoparte care să-l ajută să treacă peste o perioadă delicată și se va trezi în situația în care o să vândă din investițiile respective în grabă și la un preț mic și ca să ori să stingă o datorie, ori să rezolve o problemă neprevăzută care a apărut, neavând fondul de siguranță despre care o să povestim, te apuci să vinzi investiția ta de nevoie ca să rezolvi o altă problemă în altă parte. Asta e motivul pentru care lucrurile se fac în ordinea asta. Da? Ne înțelegem pe noi, ne înțelegem banii, scăpăm de datorii, economisim, creștem veniturile și după aceea investim și de acolo putem să decolăm foarte frumos, că nu ne mai ține nimic pe loc. Eu am un articol scris care se numește "Nu poți să zborți legat de pământ". Ce înseamnă asta? Că nu poți să avansezi din punct de vedere financiar atâta timp cât datoriile te țin ca o piatră de moară, creditele și împrumuturile și ce mai te țin legat de pământ. Iar ultimul pas, al șaptelea, este prosperitatea. Este momentul în care destinația călătoriei, practic, și ultimul punct al acestui sistem, care te ajută să înțelegi ce fac oamenii prosperi, cum își gestionează ei banii, ce decizii iau, ce rol are generozitatea în tot procesul ăsta. Adică în momentul ăla vei înțelege că, înțelegându-te pe tine și partenerul de viață, cunoscându-ți banii fără datorii, cu economii, cu investiții și așa mai departe, tot ce ai de făcut este să te bucuri de resursele tale, de relația ta și să fii generos și cu cei din jur. Și cam ăștia sunt pașii pe care îi folosesc eu personal și pe care îi invit pe cât mai mulți în călătoria asta, în această ordine, foarte important. Da, și mie mi se pare extrem de importantă ordinea și inclusiv prosperitatea de care ziceai, pentru că am întâlnit și în mediul acesta creștin, cumva poate legat de personalitatea de care ai zis, un pic de reticență față de a avea bani și exact ce ai zis tu, de fapt, dacă ajungi până la punctul 7, poți să ajuți pe ceilalți, poți să fii generos și poți, de fapt, să fii, din ce asta îmi inspiră un cuvânt pe care, trecând așa prin pașii ăștia, să fii treaz legat de bani, legat de discuțiile de bani, legat de investiții în cuplu și să fii cumva prezent. Să fii tu stăpânul lor, nu banul stăpânul tău. Cum ai, foarte bine. Asta e o idee foarte importantă, pentru că e o vorbă care mie îmi place foarte mult, care spune că banii pot fi un slujitor foarte bun, dar un stăpân nemilos. Și e foarte important cum te raportezi la bănuții tăi, dacă tu îi controlezi pe ei. De exemplu, cursul meu pentru copii se numește Micul Dresor de Lei, pentru că exact asta îi învăț pe copii, cum să-și dreseze lei. Cum să-i facă să stea ascultători acolo unde le zici tu să stea și nu să te întrebi, lucru care se întâmplă de multe ori la adulți. Adulții, undeva cam pe 20-25 ale lunii, încep să se întrebe unde le sunt lei. Păi unde s-au dus, pe ce i-am dat? Adu-ți aminte ce ai cumpărat luna asta? Hai să scoatem extrasul, să ne uităm, poate știm acolo. Încep să întreb nevastă, nevastă, unde sunt leii noștri? Nevastă întreabă soțul, unde sunt leii noștri? Adică, imaginați-vă un cioban, da? Da. Care se întreabă după pe 20 ani, bă, unde sunt oile mele? Trebuiau să fie mai multe, dar nu știu pe unde s-au dus, ce au făcut, au pierit sau ce s-a întâmplat. Despre asta e vorba. Controlați-vă voi banii, că al minteri e nasol. Exact. Eu aș vrea să ne întoarcem la partea de buget banilor, la pasul 2 și să povestim despre banii împreună. Ce înseamnă de fapt în cuplu a
ține banii împreună, pentru că dacă organizezi bugetul împreună, deja se presupune că banii sunt la comun și chiar ascultam în videourile tale acest concept și mi-am dat seama că și noi cumva în cuplu suntem foarte conștienți de cheltuielile pe care le facem împreună, dar cred că ce propune următorul nivel de a pune bani efectiv la comun. Da, din punctul meu de vedere, în cupluri, banii ar trebui gestionați la comun. Pentru că avem foarte multe avantaje. Cea mai simplă chestie pe care eu o recomand călduros înainte de căsătorie este măcar vreo 6 luni de zile înainte să puneți pe hârtie fiecare resursele voastre, veniturile, cheltuielile și așa mai departe. Adică să începeți să vă uitați la un buget comun al vostru ca și cuplu. De ce e foarte bun exercițiul ăsta? Veți descoperi mai din timp mult mai multe lucruri despre viitorul partener de viață. Asta e un lucru foarte important. De ce? Pentru că în perioada în care ești îndrăgostit și atunci vrei să fii drăguț, vrei să fii amabil, vrei să arăți doar părțile tale frumoase, ești generos, ești, da, mâncăm cu furculița, suntem cei mai drăguți posibil. Însă, nu neapărat cu vreo rea intenție, dar pur și simplu ești într-o perioadă în care, da, instinctul îți spune trebuie să arăți cel mai bine pentru partenerul tău de viață. Bugetul unei persoane spune foarte multe despre personalitatea respectivă. Adică eu în momentul în care mă uit la bugetul unei persoane și văd, până acum am văzut mii de bugete, cred, încep să-mi dau seama care sunt prioritățile persoanei respective din felul cum își cheltuie banii. Văd viciile, văd valorile, pe ce pune accent, da? Dacă vezi într-un buget zero la generozitate. Ok. Dacă vezi datorii, înseamnă că nu numai că persoana respectivă cheltuie tot ce are, dar se și împrumută. Acum întrebarea este să pun un pic mai adânc, să vedem pentru ce s-a împrumutat. Și a luat vreo casă și este o fire așezată și vrea să, da, construiește ceva? Sau s-a împrumutat ca să-și facă o vacanță sau să se dea mare la prieten sau la cunoscut sau mai știu eu ce. Dar ce vreau să zic este că urmărind puțin bugetul unei persoane, descoperi mai multe decât ceea ce îți arată el în prima perioadă de îndrăgosteală, când totul e colorat frumos și cu sclipici. Așa. După aceea, evident, ca și familie sau cuplu, bănuții ar trebui să fie gestionați împreună. Atenție, chiar dacă nu-i țineți grămadă neapărat, să-i ziceți că îi țineți toți într-un plic sau într-un cont sau ceva, dar întâlnirile astea, eu, de exemplu, am pe întâi ale lunii o discuție cu soția despre bani, adică venim amândoi cu salariile noastre acasă, noi folosim un sistem de plicuri, un sistem cu 10 plicuri și stăm 5 minute pe întâi ale lunii cu salariile noastre, împărțim pe cele 10 plicuri, care sunt 10 categorii din bugetul familiei noastre, da? O să le detaliem când o să vorbim despre buget, dar asta ne ajută pe noi să ne controlăm banii, pentru că eu pun banii în plicul de mâncare, eu pun banii în plicul de benzină, pun banii în plicul de distracție, pun banii în plicul de datorii, dacă este cazul, ceea ce înseamnă efectiv că eu controlez banii și că nu se duc ei așa pe unde se duc și după aceea mă cert cu soția după 2 săptămâni ce s-a întâmplat. Vreau să te întreb legat de sistemul cu plicurile, efectiv pui banii în plic, cash, nu? Ca să înțeleg mai bine, s-au scris pe foaie cât ar veni din cont, nu, pentru că efectiv. Ziceai că nu e. Efectiv. Uh-huh. Efectiv. Noi când ne-am început să ne organizăm financiar, deci ca să plătim datorii și să înțelegem mai bine ce facem cu banii noștri, efectiv îi scoatem pe toți, uh-huh. Da? Avem un buget lunar, o sumă de bani constantă lunar, pentru că nu ni se întâmplă o lună să mâncăm doar somon și o lună să mâncăm doar fasole. Adică, de obicei, există o constanță, nu este ceva extraordinar. Și atunci avem acest buget al lunii. Pe întâi ale lunii venim cu salariile acasă, împărțim bănuții pe aceste 10 plicuri. De asta ziceam că mi se pare mult mai diferit față de a ține banii în 2 conturi și da. A ști fiecare câți bani are și a gestiona cumva la comun. Mi se pare cumva nivelul următor când chiar îi pui împreună și e foarte, foarte bună ideea să se scoți din plicul familiei. E excepțional, sincer. Chiar aș vrea să... Ce pot să zic este că nu e ușor, adică nu e comod. Această metodă nu este comodă, iar lumea de astăzi, din păcate, vrea, mă rog, din fericire, nu zic că e rău sau că e bine, lumea caută variante mai ușoare, dar mai simple. Evident că este mult mai simplu să plătesc cu ceasul sau să plătesc cu telefonul sau să nu mă intereseze. Dar dacă cineva are senzația că îi scapă banii printre mâini, că nu știe pe ce îi se duc și că ar vrea mai mult control, că ar vrea să știe mai bine sau că are discuții interminabile cu partenerul de viață de la bani, pe ce s-au dus, unde s-au dus. Sistemul de plicuri este genial. De ce? În primul rând este foarte transparent.
De multe ori, partenerii de cuplu, când unul este cu contul și cu cardul lui și celălalt e cu contul și cardul lui, nu știm unul de altul. Oare soția mea o mai avea bani la ea în cont sau s-au terminat? Dar oare? Da, iar soția se gândește, cred că a pus și bărbatul meu deoparte niște bani. Sigur are el ceva pus acolo. Da? De obicei este invers, mă rog. Bărbatul zice, sigur nevastă mea a pus ea deoparte 500 de lei. Nu cred că s-a lăsat ea chiar așa complet descoperită. Da? Te trezești la sfârșitul lunii că nu s-a întâmplat chestia asta. Nici el n-a pus deoparte că s-a bazat pe ea, nici ea n-a pus deoparte că s-a bazat pe el. Oamenii nu prea știu cam ce cât câștigă. Asta e un paradox, iarăși, cu care eu mă întâlnesc în zona asta corporate, da, de clienți în companii foarte mari, în care soțul și soția nu știu unul de altul ce salariu are celălalt, ceea ce mi se pare o lipsă de comunicare fantastică pe un subiect atât de important. Era o întrebare de la un ascultător care zicea că își notează cheltuielile și ar dori să știe cât de în detaliu să noteze cheltuielile. În acest sistem propus de tine, mai e nevoie să mai notezi cheltuielile anterior? Pentru că știu câtă frustrare poate să aducă din partea celui care e atât de organizat și ce, vai, dar iar mă întrebi acum de cheltuiale sau da, cel care nu, întreabă... Știi. Este un avantaj fantastic al sistemului de plicuri. Dragilor, în sistemul nostru de plicuri, în bugetul nostru, plicul de mâncare este de 1600 de lei pentru 2 adulți cu 2 copii. Ceea ce înseamnă 4 cumpărături în fiecare weekend, câte 300 și ceva, 4 până în 400 de lei. Ei bine, eu nu mă apuc să scriu, sau în acest sistem, nu mai contează că ai luat lapte, pepăr și detergent sau mai știu eu ce. Atâta timp cât mă încadrez în cei 400 de lei, dispare această etapă interesantă pentru unii, dar ucigătoare pentru majoritatea, să strângem bonurile, să notăm pe ce am dat banii, strângem facturile, ai grijă de ele, spunem pe ce ai, zim, te rog, ce ai cheltuit astăzi. Asta este o altă picătură chinezească în care vine... organizatul vine la, hai să zicem, împrăștiat, zice, deci ce ai cumpărat astăzi? Nu știu, mă, nevastă, ce am cumpărat. Crezi că mai ține o minte ce am cumpărat? Nu știu, zi-mi aici că trebuie să scriu pe listă ce am cumpărat. Nu știu. Cealaltă variantă este cea în care avem un plic pentru mâncare și cât timp ne încadrăm în ăla. Nu contează, da, pe ce s-au dus, că s-au dus pe mâncare în principiu. După aceea avem un plic de distracții, iarăși nu stau să scriu, am luat popcorn, mi-am luat o bere, am mâncat nu știu ce, o prăjitură. Nu, ne-am încadrat la noi plicul de distracții de lună, să zic așa, lunar, este de 400 de lei. Ne încadrăm în ăla, nu stau să scriu toată ziua ce suc mi-am luat sau ce, da, am fost la pescuit sau mai știu ce. M-am încadrat în banii aia. Când un alt avantaj al sistemului de plicuri este că și atunci când s-au terminat, adică te anunță faptul că cam asta este. Da? Adică, iar lucrul ăsta nu se întâmplă atunci când banii sunt la grămadă, când banii sunt toți într-un cont acolo, te uiți acolo și zici, cred că mai avem vreo 2000 de lei, hai să mergem la pescuit sau hai să ieșim undeva. În realitate, cei 2000 de lei pe care îi vezi tu acolo nu mai sunt banii de pescuit sau de ieșit la un film. Acolo sunt bănuții pentru cauciucurile de iarnă, sunt bănuții pentru întreținere, sunt bănuții pentru alte chestii, dar tu te uiți și zici, cred că ne putem permite să mai ieșim undeva sau să mai facem vreo chestie. Doar că nu o faci cu banii pentru așa ceva, o faci din alte părți. Și atunci strici alte lucruri. Avantajul sistemului de plicuri este transparența, faptul că ambii parteneri pot să vadă banii transparent și clar. Uite, ăștia sunt banii de mâncare. Ne-au mai rămas 100 de lei de distracție. Trebuie să punem pentru datorie. Atât ne costă țigările. Țigările sunt 20 de lei pe zi pentru cineva care fumează un pachet. Asta înseamnă 600 de lei pe lună. Și trebuie să-i pui acolo ca să-i vezi cât din banii tăi și din viața ta se transformă în fum. Și astea sunt avantaje foarte importante. Dincolo de faptul că se întâmplă exact asta. Eu le spun banilor mei unde să se ducă la începutul lunii, în loc să mă cert inutil cu soția mea la sfârșitul lunii, ce ai făcut, de ce ai luat, de ce am fost la pescuit, nu te-ai gândit că erau banii de școala sau de grădinița copilului? Cum ai putut să faci așa ceva? Bun, și urma la buget să ne zici și despre plicurile acelea, ce mai conțin. Deci ziceai de cumpărături, ziceai de economii. Hai să le luăm pe rând când povestim despre buget, pentru că plicurile respectă exact categoriile din buget. Și ca să terminăm cu avantajele banilor la comun, dacă e nevoie să mai conving pe cineva, dar cu siguranță că întotdeauna e nevoie, atingem obiective împreună, atingem obiective mai mari. După aceea,
avem transparență și comunicare. Bănuții la comun sunt ocazie de a sta de vorbă, de a discuta între noi și de a ne calibra. După cum ziceam, personalitatea ne duce într-o direcție. Faptul că mai e cineva lângă noi ne mai trage la calea cea dreaptă, să zic așa, ne mai aduce pe calea cea bună. Asta înseamnă și decizii mai echilibrate. Că mai este încă o pereche de ochi și încă o minte care se uită la ce vroiam să facem cu banii respectivi. Și în ultimul rând este un exemplu extraordinar pentru copii. Da? Copiii care își văd părinții comunicând, de preferință civilizat, da? Despre obiective, despre resursele pe care le au. În momentul ăla și copiii o să devină conștienți de banii pe care îi are familia și, de exemplu, când am început noi sistemele de plicuri, noi chemam copiii să stea lângă noi când puneam bănuții pe plicuri. Pentru că de multe ori, evident, copiii trăiesc într-o bulă a lor și cred că banii ies din bancomate pur și simplu așa magic și că mami și tati are tot timpul face rost de bani. Dar în momentul în care implici și copiii în acest exercițiu, da, mă refer la copiii, nu știu, 6-7 anișori cu care poți să le explici, bun, uite, dragul, ăștia sunt bănuții pe care îi câștigăm mami și tati, așa ne-am gândit noi să îi împărțim. Tu ziceai că vrei foarte mult o bicicletă. Hai să vedem de unde luăm bănuții ăștia. Sau poate câștigăm alții, sau poate mai amânăm sau tăiem din altă parte, sau poate contribui și tu cu 100-200 de lei. Și tot exercițiul ăsta e de fapt o lecție de viață pentru copil, care o va duce mai departe tot restul vieții. Deci acest exercițiu de a discuta împreună despre bani este foarte important. Și în același timp, ce am observat eu este că atunci când cuplurile țin banii separate și când cei doi parteneri zic eu sunt cu banii mei, tu ești cu banii tăi, și contribuie doar ceva la niște cheltuieli comune, gen întreținere sau mâncare sau ceva. În primul rând că eu mai glumesc cu ei și întreb, voi sunteți, v-ați luat din dragoste sau stați împreună ca un SRL așa, să ieșiți mai ieftin la gaze, la curent, la întreținere? Adică care-i treaba cu voi? Nu, ori sunteți împreună, ori sunteți colegi de apartament. Și ce se întâmplă aici este că în realitate, faptul că cei doi țin banii separați, fiți un pic atenți că s-ar putea să fie de fapt semnal pentru niște probleme din cuplu, niște probleme mai profunde. De exemplu, o lipsă de încredere. Partenerii țin banii separați pentru că n-au încredere în celălalt. S-ar putea să-mi cheltuiască banii mei fără să știu sau să facă cine știe ce fără să-mi spună sau mai știu ce. Deci aici avem o lipsă de încredere, ceea ce este mult mai profund decât banii. Este o ruptură mult mai serioasă. După aceea avem o lipsă de comunicare. Cei doi țin banii separați pentru că nu vor să dea socoteală celuilalt. Nu îmi bat eu capul ție să-ți explic acum ce vreau să fac și de ce vreau să fac. Lasă-mă că eu le știu, sunt deștept, dar nu stau să comunic, să-ți explic. După aceea este un semnal pentru lipsa de maturitate, adică partenerii țin banii separați pentru că unul dintre ei sau amândoi poate au niște atitudini astea copilărești, gen pasiuni sau vicii sau obiceiuri de acasă, cum era la mama acasă, în care evident aveai mâncarea asigurată, cazarea și totul era asigurat și tu, bănuții tăi se duceau pe distracții sau pe bibilitul mașinii sau cum mai știu eu ce chestii. Ei, eu vreau să-mi păstrez acest stil de viață și nu vreau eu să dau banii la comun pentru că treaba mea e pescuitul, treaba mea este fashion-ul, treaba mea este... Aici este o lipsă de maturitate. Persoana respectivă vrea să trăiască cum trăia la mama acasă când totul era călduț și bine și asigurat de altcineva. Și iarăși mai apare o problemă la care să fiți atenți și anume infidelitatea financiară. Infidelitatea financiară de care mă fac și eu vinovat. De ce? Nu i-am spus soției mele în ce situație eram. Eu acumulam datorii și nu spuneam acasă. Infidelitatea financiară de multe ori ascunde exact asta. Vicii personale. Decizii financiare greșite, te-a pus să investești în ceva, bagi bani în niște prostii la care nu te pricepi, greșeli pur și simplu, da, lucruri, pierzi banii, habar n-am, și nu vrei să-i spui celuilalt. Atunci ținem banii separați și ce se întâmplă aici este, de obicei, te afunzi în chestia asta, pentru că dacă ai început să pierzi niște bani cu o afacere sau cu un viciu sau cu ceva, de obicei persoana încearcă să recupereze. Da, încearcă să riște din ce în ce mai mult ca să recupereze banii, ca să revină pe zero și să poată cumva să dea lucrurile pe față la un moment dat în viitor. Da? Dar riscând din ce în ce mai mult nu faci decât să te afunzi și de obicei tendința este din ce în ce mai multe datorii mai rău și nu se rezolvă aproape niciodată de la sine lucrurile astea. Adică nu vă închipuiți că o persoană care are o pasiune sau un viciu, mă rog, de pariuri sportive sau de mai știu ce alte chestii, el în sinea lui visează
că va câștiga atât de mulți bani la un moment dat încât va intra în casă așa ca un cavaler pe un cal alb și o să zică, o să arunce 100.000 de euro pe pat și o să zică, draga mea, uite ce victorie am avut. În realitate nu. El, visând la acest moment când o să fie un cavaler alb, nu face decât să se săriște mai mult, să alimenteze viciul ăsta și mai mult și după aceea ajungem la maneturi, ajungem la cămătari, ajungem la împrumuturi, aiurea și toate lucrurile astea se duc din ce în ce mai jos. Deci, revenind, bănuți împreună, creează comunicare, creează echilibru, decizii mai bune, identificăm problemele mai din timp, că ți-am zis, dacă eu i-aș fi spus soției mele pe la vreo 2000 de euro că am niște probleme cu firma și că am nevoie să mă împrumut de niște bani, cu siguranță că m-ar fi calibrat mai repede înainte să ajung eu în situația respectivă atât de serios. Mi se pare extraordinar să privim banii ca și o oglindă a noastră, într-un fel, a relațiilor pe care le avem, a deciziilor pe care le facem și să vedem, practic, câtă bogăție ne aduce relația de cuplu sau ne poate aduce relația de cuplu și echilibru în tot ceea ce facem. Și înainte să mergem în sistemul de plicuri pe care sunt foarte curioasă să îl prezinți pe scurt, aș vrea să te întreb dacă aici poate ar merita să răspundem la o întrebare care a venit din partea unei ascultătoare în care zicea că ea câștigă mai mult ca și soțul ei și are chiar două joburi și în timp evident că apare sentimente față de faptul că ea are un venit mai mare și ar dori ca și el să își, cumva să crească în sfera asta. Și nu știu dacă poate și tu consideri că a pune bani împreună, de fapt, deja rezolvă o parte din aceste frustrări. Eu așa văd, adică pune efectiv în plic și a zice, hai să decidem împreună, chiar dacă eu, ca și soție, câștig mai mult, sau care, de fapt, ar fi abordarea ta sau sfatul tău pentru aceste familii sau aceste femei care, de fapt, iarăși e despre viață, nu e doar despre bani. Aici e o situație care se întâmplă din ce în ce mai des, pentru că femeile câștigă din ce în ce mai mult, au studii din ce în ce mai bune, accesează cariere din ce în ce mai interesante și mai bine plătite, da? Deci poziții de management, bani din ce... Mă întâlnesc foarte des cu situații de genul ăsta în care soția câștigă mai mult decât soțul. Și aici sunt două chestii, sau evident trebuie lucrat la ambele capete. Pe de o parte, soțul trebuie să fie conștient de această balanță și chiar dacă dintr-un anumit motiv, evident că una din variante ar fi, ok, hai să mă motivez să trag și eu tare și să fiu promovat sau să fac niște eforturi ca să țin pas. Uneori e mai simplu, alteori e mai complicat. Pe anumite domenii, pe anumite meserii, există niște plafoane și e mai greu să crești pur și simplu la alt nivel. Dar când nu poți să ții pasul neapărat ca și venituri, ce cred eu că e foarte important e ca partenerul cu venitul mai mic, totuși, să se implice în alte activități sau în alte chestii, adică să fie poate mai implicat acasă, în gospodărie, poate mai multă grijă de copii, pentru că în felul ăla o să elibereze și partenerul care câștigă mai bine de niște frustrări și de niște oboseală, de niște activități, adică, ok, înțeleg că ești într-o companie care plătește bine, hai să te ajut eu, astfel încât poate mă ocup eu mai mult de copii, de activități, de adus la basket, de adus la grădiniță, de adus, poate mă ocup eu mai mult de cumpărături, pentru că alminter ce se va întâmpla, persoana care câștigă mai mult, când are pe cap și cumpărăturile casei, și activitățile copiilor, și atunci chiar va ajunge la momentul la care se zică, știi ceva? Adică starea de frustrare și de ți se va părea din ce în ce mai mult, că nu e corect. Nu e corect ca tu să aduci și banii, și activitatea, și timpul tău, dincolo de faptul că o să ajungem la o epuizare fantastică, pentru că veniturile mari de obicei vin cu responsabilități mari, cu timp lung la birou, cu tot, adică nu e ca și când oamenii câștigă mult dormind sau făcând. Și atunci cel care câștigă mic, mai puțin să zic așa, chiar dacă nu va ține pasul ca bani, dacă e conștient de relația lor și de efort, o zică, ok, știi ceva? Zic că mă ocup eu de copii sau de masă sau de mai știu eu ce, de activități, da? Preiau ceva ca tu să fii mai liberă și să fii ok. Iar la capătul celălalt, și persoana care câștigă mult sau femeia care câștigă mult, dar valabil și pentru bărbați, trebuie să fie conștient că această poziție nu este niciodată permanentă sau nu este bătută în cuie forever. Adică întotdeauna eu le atrag atenția când mă întâlnesc cu situații de genul ăsta că lucrurile s-ar putea inversa. Și
Poate că tu anul ăsta câștigi mai mult decât soțul și ești pe o poziție cumva superioară. Dar e posibil că la anul sau peste 2 ani sau la un moment dat de-a lungul vieții, pentru că viața nu este o poză, este un film de lung metraj, s-ar putea ca la un moment dat tu să fii cu salariul mai mic și celălalt să fie cu salariul mai mare și nu cred că ți-ar conveni ca cineva să zică, știi ceva, câștigi cam puțin, poate. Deci întotdeauna e o chestie de echilibru și chiar dacă nu va fi un echilibru financiar, atunci măcar să fie un sprijin de altfel. Exact. Pentru o femeie, eu pot să mă pun în situația asta, există și maternitatea, există și copii, există și pauza asta când ai nevoie, într-adevăr, ca soțul să susțină într-un fel financiar familia, dacă va fi nevoie pentru o perioadă mai lungă și, da, e de înțeles, e o discuție lungă și interesantă, dar merită abordată. Eu zic să mergem atunci la plicuri, pentru că pe urmă am niște întrebări legate de copii, de care, ca și părinți, suntem foarte curioși. Plicurile sunt, de fapt, consecința bugetului și eu îi invit pe toți cei care ne ascultă să intre pe site-ul adrian.lasoltanie.com. O să găsească o rubrică, se numește gratuit, și acolo o să găsească acest model de buget al banilor și al vieții, pe care poți să-l descarci. Este un Excel foarte simplu, după cum vă ziceam, se face o dată la 6 luni sau o dată pe an, da? Durează un sfert de oră, să zic. Măcar atât ar trebui să aveți și voi împreună să discutați despre bani, o jumătate de oră pe an. Descărcând bugetul respectiv, o să descoperiți câteva chestii pe care o să le identificăm după aceea și în plicuri. Câteva lucruri la care să fiți atenți atunci când vă completați bugetul banilor și al vieții cuplului vostru sau chiar și cei care sunteți singuri, evident, trebuie să vă faceți acest buget. Pe de o parte, la venituri, gândiți-vă la câteva lucruri. Câte rânduri completați în acel buget, da, la venituri, ei bine, pe atâtea picioare financiare stați. Și asta spune multe despre stabilitatea și siguranța voastră financiară. Gândiți-vă dacă nu cumva stați ca o barză într-un picior și dacă se întâmplă ceva la acest picior, că se subțiază sau dispare cu totul, în momentul ăla vă prăbușiți financiar și toate obligațiile pe care vi le-ați făcut în timp, că e un credit la casă, că e o rată la mașină, că este mai știu ce, se vor prăbuși peste voi. Deci, recomandarea mea este ca o persoană singură să nu stea niciodată pe mai puțin de 3 picioare financiare. Asta înseamnă un serviciu, un job, da? Deci un venit principal. După aceea, o pasiune sau un hobby sau o abilitate, o calitate pe care o aveți, care poate să fie o limbă străină pe care o știți bine sau cântatul la un instrument muzical sau o pasiune pentru grădinărit, pentru gătit, pentru ce vreți voi, pe care puteți să o transformați educativ în ceva. Poate să fie un curs, poate să fie o serie de articole care atrag niște sponsorizări, niște bani sau indiferent, da? Asta ar fi un al doilea picior financiar care, credeți-mă, o să vă ajute foarte mult când o să bată vântul tare și se clatină piciorul principal. Iar al treilea picior financiar ar trebui să fie construit în timp din investiții. Da? Și asta se poate face la nivel de 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei pe lună. Puteți să vă construiți niște picioare financiare din niște fonduri mutuale, de exemplu. Da? Da? Și în felul ăsta construiți practic aceste picioare financiare. Iar o familie, un cuplu, ar trebui să aibă totuși măcar 4 picioare financiare. Adică 2 surse de venit principal, poate un hobby, o pasiune, un mic business, o chestie așa și cu siguranță investițiile respective. Când vă faceți, completați partea de venituri, ne gândim pe câte picioare financiare stăm. După aceea, dragilor, ce e foarte important când vine vorba de bani este banii se calculează întotdeauna pe un an de zile. Adică puneți pe hârtie toate resursele care intră în casa voastră într-un an de zile. Uh-huh. Salarii, comisioane, bonuri de masă, beneficii, alte beneficii ale angajatorului. Poate că aveți mașină de companie, mașină de la firmă. Păi dacă ar fi să nu vină mașina de la firmă, gândește-te ce cheltuieli mare ai avea ca să cumperi mașina ta, să-i pui tu benzină, să o repari, să o întreții, să-i faci asigurare, să-i schimbi cauciucurile și așa mai departe. Astea sunt tot beneficii pe care le ai de undeva. Uneori este o asigurare medicală, alteori este o asigurare de viață, alteori sunt, mai știu ce alte, nu știu, abonament la sală, nu știu. Da? Sunt diverse beneficii pe care puneți-le acolo, almintere ar fi cheltuieli din bugetul vostru, ar trebui să scoți bani din buzunar, dacă nu le-ai primit din asta. Deci, revenind, calculăm toate resursele care ne intră în casă într-un an de zile, că atunci eu vă garantez că s-ar putea să faceți ochii mari și să ziceți, wow! Atâția bani ne-au trecut în casa anul trecut? Ce s-a întâmplat cu ei? Adică cum de n-am rămas cu nimic? Ce s-a întâmplat aici? După aceea, un lucru important iarăși este
O să vedeți în acel buget, dacă ați completat doar partea de venituri active, veniturile se împart în două categorii. Sunt veniturile active. Ce înseamnă? Te duci la muncă, vine bănuț, nu te mai duci la muncă, nu mai vin bani. Astea sunt veniturile active. Și sunt salarii, comisioane, bonusuri, ceva de genul ăsta. După aceea sunt veniturile pasive. Sunt bănuții care vin chiar dacă nu faci ceva special pentru ei în ziua respectivă. Poate să fie o chirie a unei proprietăți, vin bănuții din chirie, sau dividendele unor investiții, sau mai știu eu ce. Ei, dragilor, dacă la voi în buget aveți doar venituri active, asta înseamnă că practic sunteți ca un șoricel într-o rotiță, nu puteți să vă opriți niciodată. Că în momentul în care v-ați oprit de nevoie, de o boală, de o situație extraordinară sau ceva, în momentul ăla s-au oprit și banii. Atunci obiectivul pe termen lung este să construim picioare financiare în zona de venituri pasive. Da? Adică să strângem bănuți pentru o viitoare achiziție imobiliară care să ne aducă niște venituri pasive sau investiții pe bursă sau mai știu ce, proiecte care să ne aducă niște bănuți chiar dacă, nu știu, o lună de zile mă ocup de copii sau aleg să trec peste o perioadă mai delicată sau pur și simplu vreau să respir, am obosit și vreau și eu un pic de pauză. Asta e legată de venituri. Și iarăși un lucru foarte important la venituri, ia calculați-vă de curiozitate toate resursele care vă trec prin casă într-un an de zile împărțite la 250 de zile lucrătoare și atunci veți descoperi cât valorează ziua voastră de muncă. De când v-ați trezit azi dimineață până vă culcați de seară, ce ați produs? 100 de lei? 200? 300? 500? Care e valoarea timpului? Și asta e un reper foarte important, pentru că atunci oamenii încep să fie mai atenți și cu timpul lor, pentru că fac legătura asta, timp și bani. Adică în momentul în care conștientizezi că o oră din timpul tău are și un preț, are o valoare, parcă ești un pic mai atent cu timpul tău și nu mai pierzi poate pe cine știe ce reality show-uri pe la televizor sau mai știu pe ce alte chestii fără sens. E un reper foarte important. Iar după aceea, la partea de cheltuieli, am înțeles mult lucruri despre venituri, la partea de cheltuieli, chiar sunt câteva lucruri foarte importante. De exemplu, prima cheltuială care trebuie să vă iasă din casă sunt economiile și nu rata la ipotecă sau gazele, curentul și întreținerea. Adică întâi punem ceva deoparte și după aceea îi plătim pe ceilalți. Greșeala pe care o face multă lume care este? Ia salariul, se grăbește să scape de dări, de rată, de întreținere, de grădința copilului, de benzină la mașină și așa mai departe. Și toată lumea zice, ce rămâne la sfârșitul lunii, dragă, punem deoparte. Lucru care nu prea se întâmplă. De ce? Apare vreo ofertă specială, se strică ceva pe-n casă, ăla micu vrea ceva, un prieten te invită la un eveniment, la vreo petrecere, la ziua de naștere a copilului, așa, banii se duc și trece luna și nu mai rămâi cu nimic. Deci pentru care întâi punem ceva deoparte, recomandarea mea este undeva între 15% și 20%, dar începeți cu puțin la început, dacă n-ați făcut acest sistem niciodată, puteți să începeți cu 50 de euro pe lună. În ziua de salariu vă opriți la o casă de schimb valutar, cumpărați 50 de euro și puneți deoparte. Deci întâi economisim, după aceea cheltuim restul, după aceea apar o categorie importantă pentru mine, sper că și pentru voi, donațiile și caritatea. Recomandarea mea este 10% pentru o cauză interesantă pentru de care sunteți atașați. Cheltuielile vitale, care înseamnă mâncare, sănătate și igienă, da? Acestea n-ar trebui să depășească 20-25% din venitul lunar. Eu aici în buget o să vedeți că este o categorie separată care se numește masa de prânz, pentru că am văzut că de multe ori, mai ales la angajații foarte ocupați de la birouri cu un stil de viață haotic așa, masa de prânz de obicei este comandată sau este mâncată la restaurant și poate să devină o gaură neagră financiară, adică omul se obișnuiește atât de mult cu stilul ăsta. Și vă dau și vouă un exemplu pe care l-am întâlnit la un curs, un cuplu, că tot vorbim de cupluri, închipuiți-vă 27-28 de ani fără copii, corporatiști amândoi și am întrebat voi cum vă descurcați cu masa de prânz și zic, Adrian, noi suntem foarte ocupați, plecăm de dimineață de vreme, ajungem seara târziu, noi la prânz mergem aici, era un fel de mall lângă biroul lor și noi mergem aici și mâncăm o salată cu niște, o gustărică, o cola, o limonadă, ceva și ăsta e prânzul nostru. Și zic, ok, și cât va ajunge pe amândoi? Și mi-a zis, 60-70 de lei pe zi pentru amândoi. Și zic că într-un an de zile v-ați calculat vreodată de curiozitate cât înseamnă? Da, am calculat, da, cât poate să fie și oricum trebuie să mănânci la prânz, n-ai încotro, știi cum este. Și zic, da, doar că într-un an de zile sunt peste 160 de milioane sau 16.000 de lei. Și când l-am întrebat pe tip, tu cât câștigi? Și mi-a zis vreo 4.000 de lei, i-am zis, dragule, bugetul vieții și banilor și al vieții spune că ianuarie, februarie, martie și aprilie tu ai muncit doar pentru salata de la prânz. Wow. Da?
Adică dacă aveți prost obicei să mâncați și micul dejun și cina, eu cred că deja sunteți până în iulie. Da? Unul dintre voi muncește până în iulie doar ca să mâncați. Și asta vine din acest obicei, da? Pe care oamenii nu-l conștientizează, dar îl fac în fiecare zi. Nu-i mare lucru. 30 de lei, 40 de lei, nu-i mare lucru. Dar când o facem fiecare zi, că e vorba de țigări, de masa de prânz, de o cafeluță bună sau mai știu eu ce alt tabiet, vezi cum se adună. Și de aia e foarte bun exercițiul ăsta ca banii să fie calculați pe un an de zile, că încep să vezi aceste sume la cu totul altă dimensiune. Știi? După aceea avem cheltuielile cu locuința, 20-25%. Atenție, inclusiv rată sau ipotecă, plus utilități, plus, nu știu, mai faceți o zugrăveală, o reparație, plus impozitul, plus asigurarea și așa mai departe. Deci sunt multe cheltuieli acolo. După aceea avem cheltuielile cu transportul și aici o gaură neagră financiară, pentru că mașina personală toacă bani non-stop, se depreciază, costă o grămadă de cheltuieli, da, la mașina personală. N-ar trebui totuși să depășească 5% din bugetul vostru lunar, cheltuielile cu transportul. După aceea avem micile datorii, o altă categorie, care ar fi ideal să fie zero. Aici vorbim de card de credit, de overdraft la salariu, de împrumuturi personale, mai știu eu ce, aici ideal ar fi să fie zero. Și după aceea avem cheltuieli diverse, unde intră un coafor, o vacanță, hăinuțe, timp liber, mobilă, gadgeturi, diverse chestii. Da, astea sunt diverse. Aici n-ar trebui să depășească 20-25%. Dar pe aici se ascunde multă risipă și se ascund multe chestii, pentru că sunt plăcute, e mult impuls la haine, la vacanțe, la timp liber, la ieșiri, la asta. Aici se sare calul destul de ușor. Și am făcut într-o companie acest Excel, acest exercițiu în sală și într-o liniște din aia în care toată lumea își adună cât e gazul, cât e curentul, cât e mâncarea, cât e școala copilului. O domnișoară tânără, efectiv a țipat, deci a avut un reflex din ăsta și a zis 80 de milioane pe coafor, adică 8.000 de lei pe coafor. Înțelesesc în momentul ăla că vopsitul de săptămâna asta, cu epilatul de săptămâna viitoare, cu mani pedi săptămâna cealaltă și cu un fixativ pe care îl mai cumpără, ojă, lasă un ciubuc la manicuristă, la coafeză, se adună 200-300 de lei, cu 200, cu 100 sunt 600-700-800 de lei pe lună în total și într-un an de zile se fac 80 de milioane, 8.000 de lei. Și am întrebat-o cât câștigi. Pentru că întotdeauna ne raportăm la cât reprezintă din venituri. E posibil ca pentru o persoană care câștigă foarte mulți bani, 8.000 de lei să fie mai nimic. Dar când am întrebat-o și mi-a zis câștig 3.200 de lei, atunci am zis, deci ianuarie, februarie și jumătate din martie, muncești doar pentru coafor. Da? Și ăsta e genul de conștientizări pe care le au oamenii când fac modelul ăsta de buget, care nu presupune, ai văzut și tu, să scrii fiecare mică achiziție pe care ai făcut-o. Da? Mi-am luat o apă, mi-am luat un suc, am văzut un film sau mai știu ce. Exact. Nu. Aceste conștientizări mari sunt importante. Da. Și mai avem o categorie unde apar discuții mereu, sunt banii risipiți. Banii risipiți, aici deci intră îi punem vicii, separat, aici îi punem intră într-un diverse plic. Vicii, da, că e vorba de tutun sau de alcool sau de cafeluțe mai speciale, tabieturi, mai știu eu ce alte lucruri. Avem zona de pariuri sportive pe aici. Suntem mari amatori, din păcate, noi ca nație, suntem mari amatori de pariuri sportive. Sunt mii, zeci de mii de locații de pariuri sportive în România. Tocmai din această înclinație, cumva culturală, vrem să ne găsim soluții foarte repede și ni se pare că următorul meci dintre Steaua și Dinamo o să ne rezolve toate problemele, o să ne îmbogățească, o să ne achite toate datoriile și o să ne facă milionare, o să ne schimbe casa, mașina și nevastă și așa mai departe, lucruri care nu se întâmplă și facem această greșeală săptămână de săptămână pentru tot restul vieții. Aici mai intră diverse hobby-uri unde oamenii aruncă cu nonșalanță sume foarte consistente. Una e să ai un hobby, o pasiune, ok, pe care o are toată lumea, și alta este să pui în pericol finanțele familiei, pentru că sunt hobby-uri foarte scumpe. Fotografia este un hobby scump. Tuning-ul mașinii, deci bibilitul mașinii, pentru unii bărbați poate să fie un hobby foarte scump. Da? Tot timpul schimbă jantele, schimbă spoilerele, schimbă, mai atașezi încă ceva, mai faci ceva la motor, dar tot timpul găsești ceva de bani de băgat, foarte mulți. Ei bine, sistemul de plicuri merge exact pe aceste categorii. Avem plicul de economii, care este primul, și asta te ajută efectiv
să păstrez acest obicei foarte sănătos, că atunci când vreau să pun bani în plic, primul pe care trebuie să-l alimentez să fie cel de economii. Evident, puteți să automatizați acest proces, adică puteți să vă setați în ziua de salariu o sumă de bani să plece automat într-un cont de economii sau mai știu eu ce. Dar când vezi plicul efectiv, în momentul ăla zici, ok, până să ajungem să-i plătim pe ceilalți, hai să ne plătim pe noi întâi. Cumpărăturile vitale este al doilea plic, mâncarea, igiena. Avem cheltuielile cu locuința, cheltuielile cu transportul, cheltuielile cu datoriile, fondul de urgență, un lucru extrem de important pentru orice familie sau orice persoană, care înseamnă între 1.000 și 2.000 de lei cash în casă într-un plic sigilat. Rolul lui este să vă ferească de 95% din problemele vieții care sunt mărunte. Se strică ceva, se sparge ceva, o mică problemă de sănătate. Aveți niște bani cash pe care să vă bazați. Iar pentru doamne este un adevărat medicament de relaxare. Deci un plic cash de bani în casă. Dacă nu mă credeți, întrebați-vă mamele sau bunicile sau mătușile, da? Pentru că ele întotdeauna aveau o sumă de bani. Plicul se spunea plicul femeii fără știrea bărbatului, mai în glumă, mai în serios. Dar este de fapt protecția femeii, instinctul ei matern de mamă și de femeie, în a avea un backup, a avea un plus de siguranță în caz că se întâmplă cine știe ce. Da? Lucru pe care, de care bărbații nu prea sunt conștienți. Da? Femeia este mult mai atentă la ce s-ar putea întâmpla rău și cum mă feresc de asta. Avem după aceea cheltuieli diverse, avem donații și caritate, avem bani risipiți cu siguranță și o altă recomandare călduroasă, că tot vorbim de cupluri, este, dragilor, după ce ați terminat de plătit datoriile, pentru că asta ar trebui să fie un focus comun, ar trebui să fie obiectivul familiei, hai să scăpăm de datorii. Mă refer la datoriile mărunte, nu la creditul de casă. Dar după ce ați scăpat de datorii, faceți-vă plicul meu și plicul tău, în care puneți o mică sumă de bani, gen, nu știu, 200 de lei, 100 de lei, 300 de lei, în funcție de bugetul vostru, din care cei doi parteneri pot să cheltuie fără acea pisălogeală permanentă în care ți se scot ochii și ești luat la întrebări pentru fiecare mărunțiș pe care l-ai cumpărat pentru sufletul tău. Da? În momentul ăla ai doza ta de libertate și de independență. Dacă vrei să-ți cumperi o carte, să nu vină soția să te întrebe: ai citit cărțile alea pe care ți le-ai tot cumpărat până acum și care zac în bibliotecă? Ți-ai mai luat iarăși carte? Nu, din banii mei, dacă vreau să-mi iau o carte, mi-au carte, dacă vreau să-mi iau o undiță, mi-au o undiță, dacă vreau să mai iau încă o șurubelniță, deși mai am încă 13, mi-au o șurubelniță și atunci dispar 99% din discuțiile inutile de la bani. Și ăsta este sistemul. Le spunem împreună banilor noștri unde să se ducă, în loc să ne întrebăm la sfârșitul lunii ce ai făcut cu banii mei. Foarte frumos exercițiu și sincer, cred că abia aștept și să îmi notez veniturile și cheltuielile pe un an, ce ziceai, cred că e un exercițiu extraordinar, deja mă gândeam la asta și toată ideea asta de a fi noi administratori împreună a casei noastre și plicurile separate în care să nu dai socoteale, iarăși e foarte fain că e planificat. Numai e, lasă-mă, nu vreau să mă tot întrebi sau să fie o ceartă constantă sau o discuție constantă, ci pur și simplu e totul planificat. Foarte, da, foarte mult îmi place. Ăla ești și partener de cuplu, dar ești și adult, adică dispar motivele pentru care unul dintre parteneri începe să-l trateze pe celălalt ca și când ar fi copilul lui. Exact. Da? Și vine să-și ceară socoteală pentru fiecare leu. Dar ce ai făcut cu ăla? Dar pe ce ai cheltuit? Dar arată-mi extrasul, dar cât a fost bonus și așa mai departe. Nu are sens discuția asta. Tu ai 200 de lei, poți să faci cu ei ce vrei, evident legal, de preferință că vorbim de adulți. La fel și eu am 200 de lei ai mei cu care pot să mi-alimentez hobby-ul meu sau pasiunea mea sau ceva. Tocmai ca să n-am pe cineva pe umăr care să se uite mereu să zică: aha, nu cumva mai aveai 3 nuanțe din astea de ruj? Nu este treaba mea să-ți număr ție rujurile, nici nu este treaba ta să-mi numeri mie cărțile sau CD-urile sau mai știu eu ce. Exact. Și mai era o întrebare care se leagă cumva de plicul caritatea, de la un ascultător care întreba dacă e important să fie cu adevărat 10% din toate veniturile și chiar și în momentele dificile din punct de vedere financiar. Care ar fi un echilibru sănătos al bugetului împărțit între nevoi, dorințe, caritate? Care e perspectiva ta? Ce cred eu cu siguranță este că generozitatea este sănătoasă și este bună. Generozitatea e un principiu care nu trebuie neapărat să capete o formă financiară, adică n-aș spune niciodată unei persoane care este înglopată în datorii:
care, nu știu, a pierdut unul dintre joburi sau mai știu eu ce, dar unul dintre parteneri și a pierdut jobul, s-a întâmplat ceva cu afacerea și sunt vai de capul lor, n-aș veni să-i spun 10% îi pui deoparte pentru chestia asta. Pentru că pe termen lung nu ajută. Dar generozitatea poate să capete multe alte forme. Adică chiar dacă n-ai bani, ești într-o perioadă, nu știu ce, poți să te implici în alte proiecte. Poți să-ți donezi timpul tău, poți să donezi educația ta, poți să înveți pe altcineva lucruri pe care tu le știi. Și partea frumoasă este că chiar dacă nu donezi bani, implicându-te în alte proiecte, o să vezi că se leagă alte lucruri. Adică în comunitatea ta o să întâlnești alți oameni care o să te ajute să-ți revii mai repede. O să te susțină ei pe tine o perioadă când îți este greu. Adică ce contează, cred, în primul rând, este să fii generos. Că o faci cu bani, că o faci cu timp, că o faci cu lucrurile pe care le știi. Că o faci... Nu contează neapărat. Evident că dacă ești într-o poziție ok în care te-ai rezolvat problemele, ești asigurat, jobul ți este ok și așa mai departe, generozitatea financiară mi se pare esențială. Deci în momentul ăla în care nu ești în vreun pericol sau mai știu ce, să donezi 10% din veniturile tale, mi se pare rezonabil. Eu întâlnesc într-adevăr oameni care zic 10%, mă, așa de mult, cum să dau eu 10%? Și mai în glumă, mai în serios, eu întreb, cum pot să cheltui 90%? Adică de multe ori ne concentrăm pe cei 10%, este cineva pe lumea asta care poate să zică că 100% din banii pe care îi câștigă ei se datorează doar lui? Adică n-au contribuit acolo și vreun profesor de la școală, și vreun coleg de serviciu, și vreun șef care i-a dat vreo oportunitate, și vreun părinte care l-a învățat o chestie bună, și vreun preot care i-a dat vreun sfat bun, și vreun medic care l-a tratat. Și vreun... Întotdeauna succesul nostru este un puzzle la care nu contribuim doar noi. Sunt piese la care nici măcar nu ne bănuim, nici măcar nu le bănuim și care au fost puse de alții. Și atunci, cum ar fi că ăștia 10%, piesa noastră să o punem și noi la altcineva. Eu așa văd lucrurile. Că o faceți cu bani sau că o faceți în alte forme, puneți piese la puzzle-ul altuia. Extraordinar! Discuția cu Adrian nu se termină aici. Am povestit despre ce învățăm pe copii legat de bani și valoarea banilor. Din nou, Adrian vine cu niște propuneri practice și va fi extrem de interesant. Am decis să împart în două episoade discuția noastră ca să păstrez formatul de aproximativ o oră pe episod, dar și pentru că intrăm într-o zonă puțin diferită care chiar merită episodul său propriu. Ca să fii sigur că nu pierzi episodul următor, care va fi disponibil în 17 iunie, dă subscribe sau urmărire oriunde găsești acest podcast. Sunt Teodora Ușan, abia aștept să ne auzim data viitoare!